mare prezent la această, eu spun, întâlnire de suflet. Adică orice lansare de carte este într-adevăr o întâlnire de suflet în care ne întâlnim cu sufletul autorului, fiindcă o operă nu se realizează numai din dorința omului de a fi mai mare, dar trebuie să pună și sufletul în realizarea lucrării respective. Mă bucur că am putut veni, fiindcă la noi la ora aceasta este în Piața Mare deschiderea anului universitar de la Sibiu, dar totuși am reușit să ajung aici, la Râmnicu Vâlcea, deoarece mă leagă, să spunem, ani buni de a fi prezent la concursurile de matematică sau la alte manifestări și am văzut și am simțit că aici sunt oameni cu suflet larg, cu dragoste de neam și țară, cu dragoste, în primul rând, suntem la o lansare de carte pentru elevi, de elevii cu care lucrează. N-am să repet ce am spus în precuvântarea cărții, pe care ați văzut-o și dumneavoastră. N-am să repet nici cele spuse de domnul director al bibliotecii, adică se pare că este un iubitor de matematică. Desigur, mulți nu iubesc matematica, dar a spune că nu din cauza lor. De multe ori, din cauza unui lucru sau unei afirmații care s-a făcut că matematica nu se poate învăța de către unii. Nu e adevărat, se poate învăța. Și nu trebuie să cunoaștem matematica la nivelul cel mai înalt, ci să înțelegem rostul ei pentru viață. Rostul este pentru viață este cel pe care l-ați văzut în citatul din precuvântare al lui Poia, poate cel mai creat, denumitul matematician, care ne spune că, de fapt, noi nu învățăm la matematică numai să rezolvăm o problemă. Noi învățăm, de fapt, ce? Ca cel care urmează aceste lecții să rezolve problemele din viață. Asta e. Fiindcă orice, orice ne-am depărtat și nu vrea să învățăm matematică, ea ne învață cum să gândim în viață și ce e esențial. Fiindcă viața de vreme noi este plină de probleme. Că nu-i formularea matematică direct, dar ea, orice problemă avea, ești în situația de a o înțelege, primul rând, și pe urmă de a lua o decizie. O decizie este o problemă de optimizare matematică, care este o problemă, dacă vrem să dăm o soluție optimă în general, și e o problemă mult mai complexă, se bazează foarte des pe analiza matematică, fiindcă ea este cea care are un aparat foarte puternic prin care se rezolvă aceste probleme de optimizare, de decizie. La ora actuală nu putem trăi fără ele. Sigur că noi nu le simțim toată ziua, dar la nivelurile înalte și în instituții de cercetare, astfel de probleme se rezolvă. Ce bine ar fi ca poate și problemele noastre de stat să aibă niște modele matematice și mai corecte și să se rezolve pe aceste principii, nu pe a lua anumite hotărâri la întâmplare sau după cum ne vine nouă în cap sau revin cu celor care conduc această țară. Mă bucur că astăzi colegul nostru, Mișor Cuzelec, Ana Cătălin, lansează această carte. De ce spun că e colegul nostru? Fiindcă, într-adevăr, în toată activitatea sa de tânăr, aici a dat un poate de să citesc ceva, de când a fost elev la Școala Generală 1-8 din Rotărești, Comuna Nicolae Bălcescu, el iubea matematică. A lucrat și la urmă, și când a devenit elev la liceu, unde astăzi lucrează, la această mea Vasile Roaită, a lucrat din timp la Gazeta Matematică, a participat la diferite concursuri, inclusiv la fazele de serie de olimpiade de matematică, a făcut, așa cum a văzut acolo, Universitatea la București, facultatea de matematică, cu specializarea, deci matematică curată,
ceea ce este o realizare deosebită, adică trebuie să-i cunoaștem toți, cea mai dificilă facultate de matematică era cea din București, dar unde erau și cele mai mari personalități ale noastre în domeniul matematic, nu a matematicii, a științei, cadre didactice. E suficient să-l amintesc aici pe regretatul și plecatul dintre noi, Nicolae Teodorescu, academician, care multă vreme a condus Societatea de Științe Matematice de România, pe Constantin Năstăsescu, pe Nicu Boboc și așa mai departe, care i-au fost și dascăl la această la facultate. Am avut norocul, într-un fel, să-i fiu colegului Pană, membru și în comisia de doctorat, unde nu mai e titlu teze, dacă parcurgem, se vede că este un titlu dificil. Aplicația la analize complexe și undinelor în studiul sistemelor dinamice. De ce spun că este un titlu foarte important, fiindcă aproape toată lumea asta, de obicei, și mai ales domeniul economic, dar și cele sociale, sunt deschise pe sisteme dinamice. Și atunci ne dăm seama ce importanță are, are în teză rezultate deosebite, fiindcă a fost apreciată lucrarea final cu magna cum laude. Nu e ușor să obții acest titlu în aprecierea unei teze de doctorat. Pe urmă, am avut norocul să colaborăm foarte mult la concursul de matematică, și mai ales la concursul de matematică Modus Vivendi, unde mi-am dat seama că este un cadru didactic care își iubește elevii, care își iubește colegii și cu o putere de muncă deosebită. I-am cunoscut și soția, care mi-a dat o impresie deosebită, o impresie de om muncitor. Atunci când am colaborat la aceste concursuri, am văzut că însă niciodată deoparte ca să nu, de la orice muncă, inclusiv de a căra anumite lucruri, de a scrie, deci putea ceea ce denotă că este un om într-adevăr care îi place să muncească și să facă ceea ce e de făcut. I-am cunoscut și băiatul, unde era? Unde era? Acolo în spate, da? Care mi-a lăsat o impresie deosebită, fiindcă se pare că el se îmbină pasiunea pentru matematica tatălui și pasiunea pentru limba română și literatură a mamei. I-am citit și poeziile, o parte din poezii, că nu toate, care sunt poezii foarte frumoase, se apropie într-un fel de poezia lui Dan Barbilian, a spus ca matematician, iar ca poet, știți, Ion Barna. Iată deci o familie deosebită, care mă bucur că am cunoscut-o, mă bucur că iată azi îl sărbătorim și aș vrea să spunem autorului un sincer la mulți ani, fiindcă este și ziua domniei sale. Pronia cerească de obicei le potrivește pe toate să iasă cât mai frumos. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Despre carte spun că este o culegere de probleme foarte bună, care merită să o urmăriți, cu lucrări, cu probleme alese foarte bine, gândite,
Nu toate sunt originale, fiindcă nici nu are rost să faci o culegere să te lauzi pe originală. Adică de multe ori chiar problema care vezi ești pe originală, ea este luată de undeva. Ca idee cel puțin, deci poate e schimba, da. Dar, încă o dată spun că se vede că Neaș a pus mult suflet în realizarea ei. Celalte aprecieri, o să vă rog să le citiți cei care luați din recuvântarea la carte. Cei care doriți, vă rog să o cumpărați și la sfârșit să primiți și un autograf de la autor. Aș vrea să plecați cu gândul de aici, mai ales, poate unii n-ați iubit până acum matematica, cu gândul că matematica trebuie iubită. Și trebuie să înțelegem toți că ea este o componentă esențială a culturii noastre. De fapt, eu aș spune că cine înțelege matematica, nu trebuie la nivelul cel mai înalt, într-un fel devine stăpân pe viața lui și stăpân pe ceea ce îl înconjoară. Niciodată nu va fi, zicem, doborât de viața înconjurătoare și el va ieși învingător. Chiar dacă la anumite momente, așa cum spunem noi, că o funcție poate fi crește, descrește, așa, o formă de acel gen, el totdeauna va, cel care a înțeles-o, va ieși și va câștiga lupta cu viața, cu problemele vieții. Aș dori în încheiere să-l felicit pe autor încă o dată, încă o dată vă spun că aveți multă sănătate și putere de muncă, așa încât să terminați celelalte volume din această culegere, să ne întâlnim tot aici, nu? Domnul director, ne mai primiți, nu? Și pe dumneavoastră să vă avem prezenți la celelalte întâlniri, să vă bucurați că aveți astfel de oameni în mijlocul dumneavoastră, cum este familia PAM, cum este autorul acestei lege, să ne bucurăm că, iată, eu aici am absolvenți de la Facultatea de Sibiu, dumneavoastră, mulți de aici l-ați avut elevi sau colegi cu domnul Pană Cătălin, sunt aici și elevi tine care se bucură că l-au ca profesor. De ce? Fiindcă este un om deosebit, un om cu putere de muncă și un om care își iubește, în primul rând, vocația și meseria. Doresc sănătate întregii familii, vă doresc dumneavoastră să vă bucurați de sănătate și de fericire și dacă nu ne mai vedem până la sărbători naționale, vă doresc să aveți sărbători fericite, să vă bucurați de un nou an plin de realizări și mai ales cu sănătate și cu bucurie. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor. De altfel, așteptă și cu a doua lansare de carte de poezie și la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, pentru că prima lansare de carte am făcut-o la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. De asemenea, vreau să vă spun că aceste lansări de carte vă sunt deschise tuturor celor care doriți să scrieți și fac invitație specială pentru domnul profesor Paul Dumitrescu, care îl văd aici în sală, domnului profesor Vlădescu. De altfel, sunt doi oameni cu care am lucrat foarte bine la inspectoratul școlar și chiar m-aș bucura tare mult ca următoarele lansări să fie ale dumneavoastră. Acum am să o invit pe doamna director a Casei Corpului Didactic, doamna profesor Tatiana Mărenici. Aveți acolo microfonul. Bună seara, bună seara și mai întâi doresc să felicit pe colegul meu, Cătălin, pentru activitatea sa impresionantă în domeniul educației, în domeniul matematicii și susțin ceea ce a spus domnul profesor mai devreme, nu poți, în general, să rezolvi ceva dacă nu ai o logică. Eu acum vorbesc în calitate de profesor de fizică. Pur și simplu, remarc orele altfel atunci când elevii știu matematică. Orele mele și sarcina mea este mult mai ușoară atunci când au bază.
în domeniul matematicii. Pentru că, așa cum foarte mulți probabil știți, fără să cunoști matematica, nu poți să rezolvi o problemă mai grea de fizică. Sau de multe ori trebuie să faci anumite legături între partea de fizică cu cea de matematică. Avem tot felul de situații și să nu uităm că această cale te ajută, în general, în viață, în rezolvarea mai multor situații. Pentru că avem de multe ori de luat situații într-o clipă. E, dacă mintea nu funcționează, dacă nu reușești să faci niște conexiuni, s-ar putea să avem o mică problemă și nu de matematică. Domnul profesor are calitatea de a face plăcută această materie și asta o spun prin prisma faptului că am lucrat în paralel la clase de liceu și știu că elevii îl iubesc. Asta este remarcabil pentru că matematica nu este ușor de digerat. Este, să spunem, poate uneori mai greu de înțeles. Dar atunci când copilul are pasiune, atunci când profesorul îl face și deschide căi, automat iubește materia. De multe ori noi am iubit, când am fost elevi, o materie și datorită profesorului. Și pentru aceasta îl felicit. Nu este ușor în ziua de astăzi, când toți alergăm, da? Când toți suntem copleșiți de diferite probleme ale zilei, să mai concep și să încerc să realizezi o culegere, să realizezi ceva în care pur și simplu să pui pasiune. Aici eu văd pasiunea domnului profesor și îl felicit. Mulțumesc! Bună ziua, doamna profesor. O rog pe doamna director, doamna Cristina, doamna profesor Cristina Andreean. O rog. Vă spun și eu bună seara și am să vă mărturisesc că sunt impresionată de acest moment. Pentru că știam că domnul Pană are și preocupări din acestea de a șterne pe hârtie probleme dragi dumnealui, probleme create de dumnealui, dar nu știam că la o amploare de genul acesta. Știam că elevul Cătălin Pană a fost pasionat de matematică, știam că stătea și rezolva probleme, zile întregi. Știam că profesorul Cătălin Pană este pasionat de matematică și în special de analiză. Pentru dumnealui, analiza este aproape de suflet. Dar vă mărturisesc că nu știam că dumnealui a reușit să realizeze atâtea cărți în domeniul acesta și că a reușit să adune în culegeri creațiile dumnealui sau altor mari matematicieni. Nu pot să spun acum decât că lucrurile acestea le-a putut realiza datorită pasiunii, datorită seriozității dumisale. Lucrul ăsta se vede clar și la clasele la care predă, se vede clar din faptul că elevii îl plac, îl iubesc, deși noi profesorii de matematică nu prea suntem iubiți, dar pe dumnealui elevii chiar îl iubesc. Eu nu pot să-i doresc decât să poată să-și continue munca și visul, nu pot decât să-l felicit pentru ceea ce a realizat până acum și sunt convinsă că și de aici încolo, în catedră, când avem ceva de lămurit, o vom face împreună. Să știți că de când sunt eu colegă cu domnul Pană, de multe ori când am avut ceva nelucidat între ale matematicii, am discutat cu dumnealui și am rezolvat problemele respective într-un fel sau altul. De asemenea, am colaborat foarte bine de-a lungul anilor când am organizat concursuri matematica în modul vivendi de la noi, de la școală. Și eu sper să o facem în continuare. Este un concurs care ne reprezintă și care vrem să rămână așa. Și nu numai concursul, ci și revista colegiului nostru. Încă o dată, domnule Cătălin Pană, vă felicit și vă doresc multă putere de muncă.